Alertă de TBC la o școală din Craiova. Un număr de 300 de copii au fost duși la spital pentru anchetă epidemiologică după ce un cadru didactic a fost diagnosticat cu această boală. Profesoara este acum internată la boli infecțioase. Panica a cuprins părinții copiilor de la școala Alexandru Macedonski din Craiova după ce o profesoară a fost depistată pozitiv la testul pentru tuberculoză pulmonară. Direcția de Sănătate Publică a demarat o anchetă epidemiologică și dezinfecție, urmând ca 300 de copii să fie controlați amănunții de către medici. În urma testărilor s-au depistat 40 de copii cu infecție tuberculoasă și celelalte cadre didactice au fost supuse investigațiilor medicale, însă niciun caz de infecție nu a fost deocamdată confirmat. Mai multe măsuri au fost aplicate pentru dezinfectarea sălilor de clasă, precum expunerea la radiație solară sau deschiderea largă a ferestrelor.